Bună dimineața, Argeșeni, este ora 7 fix. Bună dimineața, Alina. Bună dimineața. Bine ne-am regăsit, bine ne-am regăsit, bine ne-am reîntâlnit. O dimineață frumoasă cu 14 grade, nu? Nu. Hai, că așa trebuia, e rău. Trebuia. Bine, așa mi-a indicat termometrul, 14 grade. Au fi mai puțin sau mai mult? Nu, erau 13 grade. 13 grade. Cu ghinion. Mâine, vineri 13, o să avem mare atenție. Dar da, astăzi, deocamdată, stăm bine. Cel da, puțin din punct de vedere meteo. Foarte bine, pentru că astăzi nu vor avea loc schimbări semnificative din punct de vedere meteorologic, comparativ cu ziua precedentă, deoarece vremea se va menține caldă, însă în general instabilă. La această oră, cerul este mai mult senin, însă pe parcursul zilei, acesta va prezenta unele înorări care vor favoriza ploi însoțite de intensificări ale vântului și posibil și descărcări electrice. Temperaturile acum o oră, așa cum spuneai și tu, oscilau între 11 și 13 grade Celsius, iar la amiază meteorologii au anunțat o maximă de 25 de grade în Pitești, Costești, Topoloveni și Mioveni și 22 de grade în Curtea de Argeș și Câmpul Lung. Eu zic că decât astăzi ne vom bucura. Decât astăzi, deși eu am auzit ceva, mi-a ciripit da, o păsărică, de mâine încolo se cam strică vremea. Se cam strică. Sâmbătă 18 grade cel mult. Las că e bine, las că ne e mai bine. Ne mai răcorim puțin. Ne răcorim, dar se va încălzi iarăși, duminică, luni, după care iarăși o răcire de marți, dar mâine o să aflăm toate datele de la Carmen. Sigur. Vine cu amănunte. 12 septembrie este cea 255-a zi din an, 92 de zile rămase până la finele acestuia. Câteva evenimente importante. În 1848, Elveția adopta o nouă constituție organizându-se ca stat federal. În 1878, pe 12 septembrie, la Londra, pe malul Tamisei, s-a ridicat obeliscul egiptean numit Acul Cleopatrei. Obeliscul a fost făcut cadou Angliei în 1919 de Mohamed Ali, viceregele Egiptului, cu condiția ca englezii să se ocupe de transportul acestuia. În 1920, pe 12 septembrie, la Anvers, la Jocurile Olimpice de Vară, se folosea pentru prima dată steagul olimpic cu 5 inele. Cred că vă aduceți bine aminte logo-ul acela. În 1958, americanul Jack Kilby prezenta primul circuit integrat din lume. În 1959 se lansa misiunea sovietică Luna 2, prima navă care a atins suprafața lunară, iar în 1940 se năștea actrița americană Linda Graswellen din Dallas. Așadar, îi urăm și noi la mulți ani. Vine ziua națională a Etiopiei, aniversarea Revoluției din 1974. Îți mai aduce aminte de Dallas, ce nebunie era pe vremea da, aceea, abia așteptați. Dar așa cum este, nu? Din câte mai știu, da, mai e sau nu mai e. Cert este că atunci era o mare nebunie pe seama acestui serial. Pentru Fecioare se anunța a fi ziua cruciatului neînfricat, iar tu ce ne spui? Ce ne rezervi astfel? Nu vorbim, nu aduc vești bune. Nu. De ce? Vorbim de agitație, nervozitate, nativii sunt predispuși la tot felul de pericole și discuții în contradictoriu, astfel încât li se recomandă să își păstreze calmul. Să-și păstreze calmul da, și să se uite la noi, la Antenața, în fiecare zi de luni până vineri, de la 7 la 8. Astăzi avem și invitat, cum de altfel avem în fiecare zi, domnul colonel Ion Popa, inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș, vine și ne va vorbi astăzi despre ziua pompierului. Rămâneți cu noi, aflăm acum și ce scriu ziarele de astăzi. De pe site-ul epitești.ro aflăm de comunicatul de presă remis de Partidul Conservator filiala Argeș, care salută decizia luată de plenul Camerei Deputaților privind gestionarea câinilor fără stăpân. Conservatorii consideră că a fost găsită cea mai bună soluție în condițiile în care, înainte de toate, trebuie să avem grijă de oameni și apoi de animale. Legea adoptată de plenul Camerei Deputaților le permite astfel primarilor să adopte două tipuri de soluții. Prima este aceea a păstrării câinilor în adăposturi, dacă există resursele financiare necesare, iar cea de-a doua este de eutanasiere animalelor care nu sunt revendicate sau adoptate într-un interval de timp. Vorbim despre o lege menită să ne aducă și pe noi românii în rândul lumii. Locul animalelor nu este pe stradă, ci în curți sau în locuințe, și asta după caz, evident, cu atât mai mult cu cât vorbim de câini, animale pe care mulți dintre noi, evident, că le iubim, dar care pot deveni foarte agresive fiind puse practic într-o continuă cursă a supraviețuirii pe străzi. Să sperăm că în cel mai scurt timp nu vor mai fi maidanezi și vom putea circula pe străzi
fără teama de a fi atacați din senin de animale aproape sălbăticite, se arată într-un comunicat de presă al Partidului Conservator, filiala Argeș. Și tot de pe acest site, ca un răspuns a ceea ce v-am spus mai devreme, Tudor Peniuc spune că până în 2014, mai precis, rezolvăm această problemă. Primarul Piteștiului a anunțat ieri că în urma adoptării legii privind gestionarea câinilor fără stăpân în municipiul Reședință de Județ al Argeșului, problema maidanezilor va fi rezolvată până în luna mai anul viitor. Edilul a convocat deja specialiștii pentru o ședință în cursul zilei de astăzi, o ședință în care să se discute un plan de măsuri pentru punerea în aplicare a legii care permite eutanasierea câinilor vagabonzi. Trebuie spus că în mare suntem pregătiți, avem incinerator, avem adăposturi, avem și o fundație cu care vom colabora și dacă va fi nevoie vom cere mărirea plafonului salarial pentru a putea avea și noi echipe de ecarisaj. Am emis deja un regulament al serviciului de ecarisaj, iar până la intrarea în vigoare acestei legi trebuie să facem o estimare a costurilor, să ajungem la un acord cu fundația care gestionează problema câinilor fără stăpân, să alocăm resurse de la fondul de rezervă pentru a acoperi costurile de cazare, cu cazarea pe 14 zile și cu eutanasierea și incinerarea acestora. Va fi un efort financiar, dar sperăm ca problema să fie rezolvată, declara ieri într-o conferință de presă primarul Tudor Peniuc. Edilul mai afirmă de altfel că va cere Consiliului Local să majoreze amenziile pentru cei care abandonează câinii până la plafonul maxim prevăzut de legislația în vigoare. Trecem la ziarul Argeșul acum. Tot despre câini se vorbește în prima pagină, ce se va întâmpla la noi și nu numai până la intrarea în vigoare a legii maidanezilor. Găsiți toate amănuntele în pagina a patra. Ieri a avut loc deschiderea în premieră în județul nostru a unui punct de prim ajutor permanent la țară. Aceasta va funcționa într-o gospodărie a unei familii din Ucșoara, membrii săi fiind salvatori comunitari și toate amănuntele le obțineți din pagina 12-a. Ministrul Muncii vine astăzi în județul nostru de la ora 12 la Universitatea Constantin Brâncoveanu din Pitești. Va avea loc un important seminar regional pe probleme de muncă. La eveniment va participa și ministrul Muncii, doamna Mariana Câmpeanu, după o vizită la uzina Dacia. Amănunte din pagina 7. Tot din Argeșul mai aflăm că astăzi, la 5 după amiază, va avea loc o ședință extraordinară publică a Consiliului Local Mioveni. Ca anul acesta se vor împlini 165 de ani de la eroicele lupte duse de un detașament de pompieri la cazarma unității de infanterie din dealul Spirii cu trupele turcești conduse de Fuad Pașa, care invadaseră Bucureștii pentru a înăbuși Revoluția de la 1848, și cu această ocazie la detașamentul de pompieri din Curtea de Argeș va fi ziua porților deschise. 6 Argeș anunță că până la 30 septembrie va avea loc o nouă sesiune de contractare care vizează asistență de specialitate în ambulatoriu pentru specialități clinice și paraclinice, îngrijiri la domiciliu, medicamente cu și fără contribuție personală. În această perioadă se încheie contractele cu furnizorii autorizați și evaluați conform legislației. Foarte multe vizite astăzi aici în Pitești, de exemplu la orele prânzului va mai fi programat încă un astfel de eveniment, festivitatea de inaugurare a sediului reabilitat a Curții de Apel Pitești. La eveniment este așteptat însuși ministrul Justiției, domnul Robert Cazanciuc. Lucrările de consolidare, reabilitare și modernizare a clădirii, care are o valoare istorică și arhitecturală deosebită, au durat mai bine de un an și jumătate, iar fondurile necesare fiind obținute dintr-un acord cu Banca Mondială. Așadar, la ora 12 va avea loc inaugurarea oficială în prezența ministrului Justiției, domnul Robert Cazanciuc. Alte știri din acest cotidian. În cadrul ITM Argeș s-a desfășurat proiectul pilot privind îmbunătățirea stării de securitate în muncă a lucrătorilor din întreprinderile mici și mijlocii, în conștientizarea conducătorilor auto din activitatea de transport rutier, și ca urmare a controlului în cadrul proiectului pilot au fost stabilite 36 de măsuri. Continuă festivalul Serile Lipati și devine internațional, iată, Conacul Lipati din Leordeni. Găzduiește, începând cu data de 17 septembrie, a doua parte a festivalului Serile Lipati, eveniment care va dura până la sfârșitul lunii octombrie. Organizatorii au anunțat ieri că vor ca acest eveniment să devină unul internațional. Concertele vor avea loc la Conacul din Leordeni în fiecare seară de marți, cu începere de la ora 18, și Consiliul Județean Argeș pune la dispoziția celor interesați un autobuz gratuit care va pleca la ora 17 și 15.
15 minute în fiecare zi de marți în țara, la spectacole fiind de asemenea liberă, iar săptămâna viitoare, marți 17, va concerta la pian Horia Maxim. Pe 24 septembrie este rândul sopranei Camelia Lavic. În acest an la Ateneu vor avea loc de asemenea spectacole sub egida serilor Lipati cu artiști de renume din țară și de peste hotare. Sunt și bilete pentru circa 100 de spectatori piteșteni. Avem de asemenea și intenția de a transforma festivalul într-unul internațional și după modelul unor evenimente similare din străinătate, poate că în această localitate argeșeană vor avea loc pe viitor spectacole deținute într-o sală specială, a anunțat directorul coordonator al acestui festival, doamna Saviana Diamandi. Tot din Argeșul mai spicuim, iată, la finalul săptămânii în curs în Argeș va avea loc pe cheile Dâmbovicioarei prima ediție a memorandumului Bebe Nistorescu, respectiv un concurs de escaladă sportivă. Sunt așteptați să ajungă sâmbătă la acest eveniment peste 100 de alpiniști, de la amatori la profesioniști din toată țara, iar Ion Sânduloiu, șeful Serviciului Public de Salvamont Argeș, afirmă că sunt deja pregătite 12 trasee, iar evenimentul va fi inclus de la anul în cadrul sărbătorilor Argeșului și Mușcelului. Competiția va începe la ora 9 și se va încheia în jurul orei 17, când vor avea loc și premierile. Concursul face parte dintr-un program cu finanțare europeană de promovare a zonei montane a județului nostru. Din cele 7.000 de kilometri pătrați pe care le are ca suprafață județul, 2.000 sunt zonă montană. Este cea mai întinsă zonă montană dintr-un județ al țării. Avem 5 vârfuri de peste 2.500 de metri înălțime. Avem cea mai mare zonă de grohotiș de calcar din țară. Avem deci cu ce să ne mândrim și cu ce să scoatem în evidență, a declarat șeful salvamontului, domnul Ion Sânduloiu. Din pagina de actualitate a ziarului Argeșul aflăm că subiectul Roșia Montană a prins spiritele nu doar pe străzi, acolo unde manifestanții din toată țara protestează față de un proiect considerat nociv, ci și la nivel politic. La vârful Uniunii Social-Liberale sunt din nou disensiuni în sensul că liberalii se opun fățiși proiectului, dar în același timp liderul PNL, Crin Antonescu, cere PSD să se pronunțe cât mai rapid, suspectând un joc la două capete. Constantin Niculescu, președintele PSD Ardi și copreședintele al USL, afirmă că aceste tensiuni sunt acumulate pe fondul unui deficit de comunicare. Probabil că la vârf ar trebui să existe o altă comunicare mai directă, mai transparentă și cu siguranță atunci nu ar mai fi întâmpinate astfel de probleme. Dar probabil este începutul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare de anul viitor și poate că aceste divergențe se vor accentua, fiindcă așa e în politică, a mai spus Constantin Niculescu. Asemenea, se fac demersuri pentru o regiune separată de Prahova. Vă spuneam și ieri dimineață, vă spun și astăzi, autoritățile județene insistă în continuare pe lângă autoritățile din București pentru ca județul nostru să fie separat de Prahova și să facă parte dintr-o regiune distinctă cu capitala la Pitești. Președintele Consiliului Județean afirmă că a obținut în acest sens promisiunea mai multor factori de decizie de la nivel central. Am avut discuții la mai multe nivele și am obținut promisiuni că Argeșul va fi separat de Prahova. Deci regiunea Sud-Muntenia ar urma să se împartă în două, iar județul nostru va avea un rol pe care îl merită. Pe de altă parte, nu cred că este util să ne grăbim cu regionalizarea administrativă, ci să o menținem pe cea economică. În această situație am avea 8 regiuni și noi am pledat ca în regiunea noastră capitala să fie la București. Așa ar fi cel mai firesc și logic să se întâmple, a precizat șeful Consiliului Județean. Tot din Argeșul aflăm că același președinte al Consiliului Județean a anunțat ieri că instituția pe care o conduce se va implica, dacă va fi solicitată, în ceea ce privește gestionarea problemei câinilor. Implicarea se va materializa în sprijin financiar și cu resurse umane pentru o acțiune văzută ca fiind mai mult decât necesară de către domnul Niculescu. Dacă autoritățile locale ne vor solicita sprijinul, îl vom da, dar ar trebui să fie organizat și un recensământ al câinilor, sterilizarea și eutanasierea celor din stradă nefiind măsuri de ajuns. Trebuie instaurată disciplina și la țară, acolo unde câinii se înmulțesc necontrolat. Astfel vom avea în continuare surprize cu câinii fără stăpân, ceea ce nu este redorit, a punctat șeful Consiliului Județean Argeș. E bine, după adoptarea legii care permite eutanasierea câinilor fără stăpân, trebuie avut în vedere și un alt aspect extrem de important și acesta. Așa cum atrăgeam atenția și ieri, pe străzi nu sunt doar câini, ci și pisici. Acestea însă nu deranjează la fel de mult precum maidanezii, dar o pot face în scurt timp. De ce să spunem acest lucru? E bine, nemai existând câini, animalele care țin la respect, pisicile acestea din urmă probabil că se vor înmulți peste măsură și vor deveni o problemă. Nu ar strica așadar ca în paralel cu strângerea câinilor fără stăpân să fie preluate și pisicile.
pisici de pe străzi și asta pentru a nu ne trezi mai târziu că am scăpat de câinii maidanezi, dar ne-au invadat pisicile maidaneze care, apropo, nu dispun sarmadele de nicio protecție din partea vocalelor Asociației de Protecție a Câinilor, pardon, a animalelor, scriu redactorii de la ziarul Argeșul. Referendum cu prag de 30%. În această săptămână, Camera Deputaților a dat votul final asupra legii referendumului care reduce pragul de prezență la 30%. Camera a respins solicitarea de reexaminare a șefului statului care cerea menținerea acestuia la 50%. Deputații însă au adoptat proiectul cu 223 de voturi pentru, 72 de voturi împotrivă și 23 de abțineri, PDL anunțând că a votat împotrivă. Proiectul de lege prevede că referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise pe listele electorale permanente. Deputații însă au stabilit că, adoptând un nou articol, proiectul de lege intră în vigoare la un an de la publicarea în Monitorul Oficial, conform solicitării Curții Constituționale. Tot din ziarul Argeșul, din pagina de sport, mai aflăm despre mesajul pe care Mutu l-a postat pe Facebook pentru selecționar. Internaționalul român a oferit imaginea zilei după jocul România-Turcia, scor final 0-2. Mutu a lipsit de la echipa națională pentru meciurile cu Ungaria și Turcia, dar după eșecul contra turcilor a postat pe pagina sa de Facebook o imagine mai mult decât sugestivă. Ciocul mic, pare a spune Adrian Mutu într-o fotografie care pare a-i transmite un mesaj selecționerului Pițurcă. Presa de scandal a oferit însă motivul pentru care piteșteanul nu ar fi în grațiile lui Victor Pițurcă, motiv ce nu are nicio legătură cu fotbalul. Cu ani în urmă, susține presa de scandal, Mutu ar fi încercat să intre în grații fostei iubite a selecționerului, Vica, cu care acesta are și un băiețel. Pițurcă ar fi aflat și de atunci îi poartă pică jucătorului originar din Pitești. Cam acestea ar fi ziarele, bârfa zilei din Cancan, așa cum vă spuneam, și aveți toate detaliile în pagina 6 din Argeșul. Tot din acest ziar vă spuneam că ministrul Muncii vine astăzi la orele prânzului în Pitești. Ce bani se dau ca ajutor de încălzire, aflați tot din acest ziar. Buget multianual al județului, iată, luna viitoare mai aflăm că va avea loc o ședință a Consiliului Județean în care va fi votat proiectul de buget pentru anul 2014, în paralel cu un proiect de buget estimat pe 2 ani, respectiv 2014 și 2015. Este pentru prima dată după Revoluție când Consiliul Județean are această abordare. De multe ori bugetele fiind adoptate cu întârziere din cauza bâlbierilor de la nivel central, iar pentru anul viitor, în raport cu anul în curs, se estimează o creștere de cel puțin 5% și cel mult 10% a bugetului județului nostru, dată fiind criza economică și financiară continuă. Prioritățile însă Consiliului se vor axa în continuare pe reabilitarea drumurilor și extinderea rețelelor de apă și canalizare. Tot de la ziarul Argeșul, de fapt, trecem la Obiectiv Ardeșan, din care aflăm despre declarația primarului Piteștiului, care spune că simfonia lalelelor nu ne va mai prinde cu vreun câine care defilează. Tot din Obiectiv aflăm că inspectorii de muncă au fost la un pas să fie bătuți și aflați în control la o fermă de porci la Drăganu, și că directorul adjunct de la penitenciarul Colibaș este cercetat de Direcția Națională Anticorupție. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au pus ochii pe închisoarea de la Colibaș. Vizat este chiar directorul adjunct Viorel Blojiu, împotriva căruia s-a început deja o anchetă pentru trafic de influență. Cercetările au pornit după ce subcomisarul s-a autodenunțat la parchet, spunând că a primit o sumă de bani să modifice regimul de detenție pentru unul dintre condamnați. Parchetul a sesizat DNA-ul, Serviciul Teritorial Pitești, urmând ca procurorii să stabilească dacă directorul adjunct de la penitenciar va fi trimis în judecată. Iată, se spune, se vehiculează că ar fi vorba despre suma de 2000 de lei pentru condiții mai bune în închisoare, și găsiți întreaga poveste în pagina 3 a Obiectivului de astăzi. Tot din acest ziar mai aflăm că Dan Stănescu vorbește despre excluderea sa din comunitatea romă. Frații Cioabă sunt doi bufoni regal. Un interviu scurt în pagina a 4-a. Comisarul șef Nicolae a lăsat postul liber lui Nedălescu. Iată, zilele acestea, fostul comandant al poliției Argeș, comisarul șef Dumitru Nicolae, urmează să părăsească IPJ Argeș și să plece la Direcția Națională Anticorupție. Locul domniei sale va rămâne vacant, iar surse din instituție dau ca sigur că va fi numit interimar comisarul șef Costel Nedălescu. Între
ofițerii care au mai operat și în trecut această funcție. Vă reamintim că Dumitru Nicolae a mai avut discuții cu procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kövesi, și decizia a fost deja luată. Nicolae, urmând să fie coleg cu fostul procuror șef al DNA Pitești, Călin Nisor, ba mai mult decât atât, fostul inspector șef al IPJ Argeș, și s-ar fi stabilit deja și domeniul de care se va ocupa, și anume miniștrii și parlamentarii. Mai departe din acest săptămânal mai aflăm despre oamenii de afaceri de marca Argeșului, care cred că regionalizarea se face politic. Pare că oamenii de afaceri argeșeni nu sunt preocupați de chestiunea regionalizării, dar lucrurile nu stau nici pe departe așa. Reprezentanții Asociației Oamenilor de Afaceri, Camerele de Comerț și Industrie sau mai altor structuri ce privesc agenții economici au protestat continuu împotriva unei regiuni cu capitala la Ploiești și au lăsat și au luat poziție în diverse forme, pentru că regionalizarea făcută în lipsa unor criterii clare sau o regiune cu capitală la Ploiești ar însemna pentru județul nostru un mare pas înapoi. Cum văd lucrurile câțiva dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Argeș? Găsiți toate opiniile domniilor sale în pagina a 7-a. ITM-ul, șomajul și pensiile din Argeș ar putea deveni regionale. Vorbim despre întâlnirea de astăzi. Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, vă spuneam că vine la Pitești pentru o dezbatere privind regionalizarea instituțiilor deconcentrate din domeniul muncii. Evenimentul are loc la inițiativa prefectului Cristi Soare, a președintelui Consiliului Județean Constantin Niculescu și a inspectorului șef al ITM Mihai Oprescu. Discuțiile se vor axa în primul rând pe memorandumul transmis de autoritățile argeșene, document prin care se cerea insistent ca Piteștiul să fie pus pe harta centrelor regionale. Cu alte cuvinte, dacă lucrurile decurg conform planului, există șanse reale ca instituții județene precum Inspectoratul de Muncă, Agenția de Șomaj și Casa de Pensii să devină regionale și nu simple oficii, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, cu finanțele, OPC-ul și știți mai departe, chiar cu ambulanța. Campania împotriva consumului de etnobotanice continuă. Inspectorii școlari sunt în controle în teritoriu. Primarii argeșeni așteptau această lege a maidanezilor. Găsiți opiniile primarilor din Argeș: Nicolae Diaconu din la Curtea de Argeș, Călin Andrei din Câmpul Lung, Ion Baicea din Costești, Gheorghe Stancu, primarul comunei Bascov. Ce spun domniile sale? Găsiți toate opiniile în pagina a 9-a. De asemenea, un interviu cu doamna Olimpia Doru, președinta organizației de femei a PDL, care este, spune domnia sa, pentru mine o provocare, mai mult decât un act de curaj. Și un interviu, vă spuneam, vi-l recomand în pagina 11-a. Sport cât cuprinde în obiectivul de astăzi și trecem rapid de tot și la ultimul ziar sosit la redacție, și anume Cotidianul Top, din care aflăm despre un avertisment din partea președintelui Camerei de Comerț. Economia Argeșului aflăm că este în declin și că filiala Argeș a făcut parte din prima serie de implementare a proiectului Faza Pilot, în care au fost incluse 10 județe. Familiile sunt instruite să acorde primul ajutor în caz de urgențe minore. Este vorba despre Crucea Roșie Română, care lansează un punct de prim ajutor în satul Slatina din comuna Nucșoara. Continuă calvarul, din păcate, pentru șoferii piteșteni. Iată, lucrările la podul de peste râul Doamnei întârzie cu cel puțin o săptămână. În cadrul unei conferințe de presă organizate la primăria Pitești, primarul a menționat faptul că lucrările de la podul peste râul Doamnei vor întârzia cu aproximativ o săptămână și jumătate. Principala cauză ține de factorul meteorologic, vremea ploioasă împiedicând procesul de reparații. Conform explicațiilor date de edilul orașului, în timpul lucrării, condiția obligatorie este ca asfaltul să fie perfect uscat. Astăzi vă spuneam că se inaugurează sediul Curții de Apel Pitești. Imaginea Piteștiului sub amenințarea vandalilor de stradă. Ce evenimente s-au întâmplat în ultima săptămână? De asemenea, găsiți în pagine Cotidianului Top. Pe 20 septembrie s-a aflat ieri dimineață de la noi, cadrele medicale din Argeș vor picheta Ministerul Sănătății. Se anunță o toamnă plină de evenimente astfel de natură. 3 din 4 români, în fine, din ultima pagină aflăm că doresc ca fondurile publice de sănătate să fie direcționate atât către clinicile de stat, cât și către clinicile private. Din ultima pagină a Topului mai aflăm despre cartofii, care s-au ieftinit în iulie cu 8,11%, iar fructele proaspete cu 12,35%. Să consumăm fructe și legume dacă vrem să avem o viață sănătoasă. Măcar ele sunt cele mai ieftine ziua de astăzi. Haideți să vedem și în rezerva asta, le aflăm chiar acum amănunte de la Alina. Am revenit cu
zodiacul, să vedem ce ne rezervă astrele. Berbec, încercați să nu vă asumați prea multe responsabilități la locul de muncă. Agitația care vă caracterizează astăzi vă poate crea mari probleme în cadrul colectivului. Taur, dimineața sunteți puțin agitată și încercați să rezolvați mai multe treburi deodată. Vă sfătuim să vă faceți un plan detaliat și să acceptați și ajutorul colegilor. Gemeni, din cauza stresului sunteți predispus la mici probleme de sănătate. Vă recomandăm să nu faceți eforturi fizice sau intelectuale deosebite. Rac, astăzi aveți un program foarte încărcat, atât acasă cât și la locul de muncă. Vă sfătuim să nu vă exteriorizați pentru a nu transmite și celor din jur această stare de agitație. Leu, faceți impresie cu seriozitatea de care dați dovadă și sunteți în centrul atenției. Profitați de contextul favorabil astăzi pentru a rezolva problemele importante. Fecioară, sunteți obosit și nervos după atâtea zile de muncă. Ar fi bine să vă stăpâniți și să evitați discuțiile în contradictoriu, deoarece riscați să declanșați un conflict. Balanță, nu aveți răbdare să analizați proiectele și vă grăbiți să le puneți în practică. Vă recomandăm să nu vă ambiționați să rezolvați singur toate problemele. Scorpion, oboseala acumulată vă face să fiți foarte agitată și nu este exclus să declanșați un conflict la locul de muncă. Ar fi bine să vă odihniți mai mult în această perioadă. Săgetător, sunteți foarte bine dispus și colaborați bine cu colegii de muncă. Dispuneți de suficientă energie pentru a face față tuturor responsabilităților. Capricorn, sunteți plin de entuziasm și este momentul să vă faceți planuri pentru activități noi. Vă sfătuim să profitați de această conjunctură favorabilă pentru că aveți succes în orice domeniu. Vărsător, vă simțiți excelent, sunteți relaxat și nimic nu vă poate tulbura. Mai mult, reușiți chiar să transmiteți această stare de bine și celor din jurul dumneavoastră. Pești, reușiți să luați o decizie inspirată în privința relațiilor sentimentale. Aveți un spirit de inițiativă deosebit care vă garantează succesul pe acest plan. Ne revedem mâine dimineață, să aveți o zi cât se poate de frumoasă. Așa să dea Dumnezeu să fie. Mulțumim frumos, Alina. Pentru Fecioare se anunță, vă spuneam, ziua cruciatului neînfricat. Persoanele născute pe 12 septembrie sunt interesate de cuvinte, de limbaj și de comunicare în cele mai diverse forme ale acestora. Nativilor le place foarte mult să aibă o audiență care să le acorde toată atenția. La mulți ani, o zi cât se poate de plăcută. Rămâneți cu noi. După publicitate avem și invitat la Anteneața. Am revenit și l-am alături de mine pe distinsul invitat al acestei dimineți, domnul colonel Ion Popa, inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Bună dacă dimineața. Nu mă înșel, în premieră aici la Anteneața. Da, la dumneavoastră în premieră și mă bucur tare mult. Și eu mă bucur foarte mult și vă mulțumesc pentru acest lucru. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, câteva amănunte importante privitoare la cariera domnului colonel. Conduce Inspectoratul pentru Situații de Urgență Capitan Puică Nicolae de mai bine de 4 ani de zile. Domnia sa spune din anul 2009. A absolvit studii militare în 1982, devenind atunci ofițer. Cariera și-a ales-o din adolescență, principala motivație la acea vreme fiind legată de o apartenență. I-a plăcut uniforma militară, fără a decide exact ce fel de militar vrea să ajungă. Important era să poarte uniformă și a devenit pompier, adică acei militari care sunt în război, cum se spune, și pe timp de pace, deși recunoaște deschis că viața de militar are și multe dezavantaje. Dacă ar fi să aleagă din nou, ar opta tot pentru o carieră de acest gen. Sunteți practic îndrăgostit de meseria. Iubiți această meserie și aș vrea să vă întreb de la început, când ați decis să alegeți această carieră militară, care au fost principalele motivații, ce v-a determinat? În 1979 erau acele întâlniri în liceu cu instituții de militare de învățământ. Și întâlnirea cu ofițerii de la grupul, fostul grup de pompieri de la vremea respectivă a fost dublată de un eveniment produs în comună la mine, în comuna Stoianești, de unde sunt eu, de un incendiu la o casă. Am fost un simplu spectator, eram un copil. Dar mi-am dat seama că mă atrage. Era ceva care era ceva diferit. Și plus că era haina militară, că la vremea respectivă și MAI-ul și MAN-ul avea același tip de uniformă și era haina culoarea khaki. Și mai e și faptul că nu e un secret, în
Am fost influențat în alegerea carierei, dar foarte puțin, pentru că eu deja eram hotărât să devin militar, nu știam subofițer sau ofițer la vremea respectivă, și de niște rudele mele care au fost, nu mai sunt de mult în activitate, care au fost militari. Dar vreau să spun că ceea ce fac, fac cu plăcere, și cred că ce am ales la vremea respectivă, nu am ales rău. Ați activat și în operativ, în intervenții, da, tot bine. Ce se... Am lucrat aproape în toate domeniile de activitate pe care le cuprinde structurile Inspectoratului pentru Situații de Urgență. De fapt, noi inițial am fost grupul de pompieri Argeș, și ulterior, prin unirea cu Inspectoratul de Protecție Civilă, ne-am transformat în Inspectorat pentru Situații de Urgență. Acum, timpul spune multe. Ce era în 1979 cu ce e la ora actuală? Ne-a zis ca minge la filo. Există vreo diferență în intervențiile de acum 20-30 de ani și cele din ziua de astăzi? Diferența este colosală. Plecând de la ce gestiona, ce tipuri de riscuri gestiona grupul de pompieri sau grupurile de pompieri la vremea respectivă. Incendiu și câteva intervenții colaterale. Atât era la vremea respectivă. Păi, pe câte vreme Inspectoratul pentru Situații de Urgență la ora actuală gestionează o gamă întreagă de evenimente care niciodată nu au fost înscrise în legile care reglementează activitatea pompierilor. Cine se gândea vreodată că pompierul să aibă ambulanțe în dotare? Niciodată, nimeni nu s-a gândit la chestia asta. Și este primul pas. Mașini, autospecialele, care erau atunci, care sunt acum, timpii operativ de intervenție, e altceva. Dar în orice caz, oamenii... Deci, fără o dăruire exemplară în această armă, nu poți să faci treaba. Dacă nu-ți place, vei pleca. Pentru că nu este o armă ușoară. Suntem printre puținele arme care suntem cu arma la picior 24 din 24. Exact cum a spus, sunteți și pe timp de pace în război, cum se zice, bineînțeles. Tot timpul pregătit să interveniți. Și vorbați dumneavoastră de apariția acestor utilitare sau ce aveți în curtea noastră și smurdul care a apărut recent în curtea dumneavoastră. Cum comentați apariția smurdului, de exemplu? Da, trebuie să recunosc că ideea care a aparținut cuiva domnului ministru Arafat la vremea respectivă, și la vremea respectivă el a putut să înceapă acest proiect doar cu pompieri, e o chestie extrem de importantă. E într-adevăr o mare realizare. De ce vă spun această chestiune? Pentru că noi oricum aveam o percepție, să zicem, pozitivă, poate destul de bine conturată în ochii oamenilor ca intervenție. Dar prin apariția acestui serviciu ZMURD, Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, numărul de intervenții depășește foarte mult numărul fostelor intervenții, legat gen incendii, gen și mai departe. Dacă faci un număr de 30 de intervenții pe zi și alegi prin tot județul și acurzi ajutor oamenilor și mai departe, este logic că prestigiul inspectoratului crește. Dar vreau să fac o paranteză. Noi n-am putea face nimic la această activitate fără sprijinul instituțiilor de specialitate ale județului. Cu siguranță, da. UPU, discutăm, Serviciul Județean de Ambulanță, Spitalul Județean, deci sunt niște chestii care, pentru că personalul care deservește autospeciale sunt paramedici, au competențe limitate. Și lucrăm în tandem cu lucrătorii Serviciului Județean de Ambulanță, care au competențe sporite, bineînțeles, medicii care sunt acolo coordonează direct activitatea paramedicilor noștri din teren, pentru că e partea medicală pură. Dar luând-o logic, cine se gândea vreodată că pleacă o autospecială de intervenție normală, cea pe care o știți dumneavoastră, și în spate să vină o ambulanță sau descarcerare? Da. Erau accidente în care, efectiv, la vremea respectivă, nu aveai ce să faci. Nu, omul strâns există, în mașină, da. Strâns între fiare, nu aveai ce să faci. Acum nu. E altceva. Avem 8 autospeciale dotate cu utilaje de descarcerare, dispuse uniform pe teritoriul județului, și altfel se pune problema acum când timpii de intervenție s-au scurtat, și asta în favoarea cetățeanului. Și tot în privința asta, lotărilor, mai aveți nevoie de autospeciale? Da, da. Știu că domnul Dragnea a dat niște asigurări că până la finele acestui an vor mai fi alocați niște bani pentru a primi și alte da. Autospeciale. Noi am avut, s-a desfășurat până anul trecut, programul operațional regional prin directa implicare a Consiliului Județean, dacă nu era Consiliul, nu aveam niciun fel de tehnică modernă, să-i spun așa, dar parte din acel por a rămas, deci fondurile bănești au rămas necheltuite inclusiv în acest an. Dar vreau să vă spun că la ora la care discutăm, deja s-a semnat contractul de finanțare și pe lângă cele 7 autospeciale care au fost luate în anii trecuți, anul acesta sau în primele
în prima perioadă a anului viitor vom mai beneficia de încă două autospeciale. Sunt extrem de benefice pentru activitatea noastră și prin venirea acelor două autospeciale va fi o dispersie extrem de pozitivă la nivelul județului a forțelor de intervenție. Una este când ai nevoie de o descarcerare în sudul județului și trimis de la Pitești, alta e când este acolo. Dar cea mai mare problemă noastră și viitoarele programe operaționale regionale, că se pare că tot pe poruri vom merge, nu neapărat de la bugetul statului, și tot prin Consiliul Județean, avem nevoie de autoscări mecanice. Acele autoplatforme de salvare de la înălțimi. Noi avem și noi la ora actuală. Se poate ajunge mai greu, iar intervențiile sunt mult mai dificile. Bineînțeles. Acolo este, cum zic eu, greutatea, problema. Miezul problemei. Dar ați pus punctul ca dificultate și cred că... Am vrut să văd care a fost cele mai dificile intervențiile când sunteți la conducerea ISU de 4 ani și ceva. Cel puțin de când sunt eu, bineînțeles, cel puțin de când sunt eu inspector șef. Aș vrea să atac această problemă pe două paliere. Primul palier, cel de intervenție pur al nostru, în care ai la dispoziție autospeciale, oameni, teren unde te poți manifesta și unde îți poți concentra forțele și mijloacele, și palierul numărul 2, în care ai la dispoziție oameni, dar n-ai la dispoziție autospeciale și teren. Să fiu mai explicit. Cea mai delicată intervenție, cu ghilimele de rigoare, care implică cel mai mare consum de energie și unde ești la mâna naturii, sunt incendiile de fond forestier. Exact. Am fost situați pe primul loc, dacă anul trecut a fost dezastru. Acum, nu există ISU în România. 79 de zile consecutiv în munte. 79 de zile în munte, în cele 12 locații. Două luni jumate. Da. Zi de zi. Dar anul acesta nu știu ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat, domnule? Ori inspecția de prevenire a acționat extrem de... Nu au mai fost astfel de situații. Ori lucrătorii și colegii noștri din Silvic au acționat corespunzător, dar vreau să vă spun că până la ora la care discutăm, n-am avut niciun incendiu în zona montană. În schimb, cetățeanul nostru nu înțelege și incendiile acele mici de vegetație, așa zisă igienizare făcută ne la locul ei, aduce anumite probleme și vreau să vă spun că anul acesta nu, dar anul trecut am avut și oameni decedați și au dat foc la propriile resturi și au înconjurat incendiu și mai ales fumul. Incendiile de fapt controlate, da, neapărat să și supravegheze aceste focuri. Nu, dă foc și pleacă. Dă foc și pleacă. Asta este. Spuneți că ați tras un semnal de alarmă, au fost măsuri. Am avut emisiuni, am avut siguranță și ați dat și sancțiuni. Am avut și destule sancțiuni aplicate, pentru că și în această activitate noi nu suntem singuri. Primarii, președinții Comitetului Local pentru Situații de Urgență au și sunt îndrituiți să aplice sancțiuni. Primarul oricărei localități. Aici au luat sau nu atitudine? Au luat atitudine mai mult verbală, recunosc, nu prea am avut. Sunt puține cazuri în care primarii au sancționat cu amenzi contravenționale. Dar zic eu că în linii mari e foarte important, nu știu dacă e foarte important acea sancțiune pe care o dai omului. Domnule, învață-l, conștientizează-l. Spune altceva și determină-l să găsească calea normală, calea legală de a acționa. Pentru că depășiți granițele României, nu prevedeți incendi de vegetație. Așa este, aveți dreptate. Dar la noi e o caracteristică. De ce oare? Și hai să ne mentalitate aici. Și mentalitatea, mai e și altceva. Apia. Apia dă oamenilor anumit fond bănesc pentru suprafețele agricole. Ca să nu-l prindă că nu și-a cosit terenul, automat dă foc. Noi așa gândim, că dă foc. Da, e clar. Aici ar fi un pic dacă ar fi o mai bună reglementare la nivel central legat de fondurile puse la dispoziția de APIA. Dar suntem în curs și noi și Inspectoratul General, suntem în curs de elaborarea unor norme care vor reglementa extrem de clar acordarea fondurilor bănești în partea care ține pur de arderile necontrolate. Imediat vom discuta despre evenimentul de mâine, 13 septembrie, Ziua Pompierilor din România, însă până atunci aș vrea să vă întreb cum stăm noi din punct de vedere al voluntarilor pompieri, pentru că trebuie să vorbim și despre acest aspect. Iarăși sunt nevoie să vă spun că să acționăm pe două paliere. Voluntari care sunt ai serviciilor voluntari pentru situații de urgență de la nivelul localităților și voluntari pe linia zmurdului. O să-i vedeți mâine la defilare în zona Piteștiului, aici unde avem noi la Mobilux, aici în piața centrală a prefecturii, piața Vasile Milea. O să vedeți voluntarii care vor defila. Sunt domnișoare mai multe
care sunt la școlile post-liceale de asistent sanitar, care își fac practica la noi pe smurt. Dar revenind la partea pură de serviciu voluntar pentru situații de urgență la nivelul fiecarei localități, ele sunt constituite, dar la nivel de dotare, ca de altfel nu e vorba, că nu e numai în Argeș. Este o caracteristică aproape 100% în întregii țări. Dotarea cu mijloace de intervenție este extrem de precară. Pentru că mașinile care le au, ori nu au voie să iasă în traseu pentru că sunt foarte vechi, mai vechi decât ale noastre, unele dintre ele. Și cele care sunt deservite de oameni care și nu au încadrare completă la ora la care discutăm. Cele mai bune servicii voluntare din județ, ca dacă să le luăm logic, este serviciul voluntar de la Domnești, care pleacă din curtea unde sunt locația, unde e locația lor, pleacă la fel ca și noi, ca timp operativ de intervenție. La fel, serviciul voluntar al comunei Rucăr, plus serviciile voluntare din sudul județului, fiind distanța mai mare. Dar legat de această chestiune, ajutor foarte mare pentru serviciile voluntare și în general pentru localități a fost înființarea punctelor de lucru, care sunt totale, care țin tot de inspectorat pentru situații de urgență, dar sunt făcute cu sprijinul primăriei. Punctul de lucru Rucăr, punctul de lucru Alinoasa, mediul rural și în mediul urban. Da, absolut. Da, e personalul nostru și cu locație și cu spații și cu servicii puse la dispoziție de către autoritățile locale. Extrem de important este acest lucru. Vă autofinanțați. Da, păi sunt ai noștri. Am înțeles. Da, da. Domnule inspector, mâine este o zi mare pentru pompierii din România. Anual, pe 13 septembrie, sărbătorim așadar Ziua Pompierilor, considerată ca fiind unul dintre elementele cele mai reprezentative în materie de acțiune pe linia prevenirii și stingerii incendiilor. O zi în care suntem cu toții chemați spre a reflecta la măsurile și la acțiunile care le întreprindem pentru a înlătura producerea unor incendii și alte evenimente negative și a ne proteja astfel viața și bunurile. Pentru activitatea depusă în prevenirea și gestionarea acestor situații de urgență, fie că a fost vorba de incendii, de arderi necontrolate, de accidente rutiere grave sau calamități naturale, pentru profesionalismul și promptitudinea de care au dat dovadă la fiecare intervenție, pompierii, iată, au fost răsplătiți de opinia publică cu aprecieri și recunoștință, lucru demonstrat de rezultatele studiilor realizate de diferite institute, care apreciază de altfel că în țara noastră, dar și la nivel european, serviciul pompieri înregistrează cea mai mare încredere din partea populației. Nu pot decât să vă felicit în acest sens, inspector, și vorbim imediat despre semnificația zilei de mâine și imediat programul manifestărilor. Sunt tare mulțumit că ați atins acest subiect, pentru că e important de știut. În această țară sunt niște instituții care acționează în slujba comunității, printre care și noi. Evident. Cred că nu e un lucru de... Nu e un lucru lipsit de importanță în care să fii pe primul loc la nivel de încredere în rândul populației. În felul acesta avem 93%, 93 și ceva la sută, am depășit și biserica și armata, cum era odată. Dacă toți își fac datoria așa cum faceți dumneavoastră, cu siguranță că am ieșit de tot din criză. Și atunci, aniversarea în acest an a 165 de ani de existență a pompierilor din România, 13 septembrie, e o zi extrem de importantă, în primul rând pentru noi, cei care activăm în cadrul sistemului, și pentru, cred eu, și pentru ceilalți oameni din această țară. E important amintit începutul, foarte pe scurt. Când o țară întreagă s-a dat la o parte, în 1848, un detașament de pompieri, aproape 200 de pompieri, n-au vrut să înțeleagă rostul turcilor pe pământul nostru. Și s-au luat la luptă cu ei. 230.000 de turci. Important este nu ce s-a întâmplat, important a fost scânteia care le-a dat aripi celorlalte forțe care erau la vremea respectivă, în 1848, de a găsi o cale de ripostă. De acolo, gândiți-vă ce s-a întâmplat până acum, până ziua de astăzi. Până ziua de astăzi. Și cred că e important, și menirea noastră este să spunem oamenilor acest lucru, că e important cuvântul pompier. Și cred că este la fel de important ceea ce facem noi cu prilejul acestor manifestări. Mâine o să avem o defilare aici în piața Vasile Milea. Da, să detaliem puțin programul în timp ce vom avea și câteva imagini legate de aceste manifestări care au avut loc în ultimii ani. Așa că vă rog să ne spuneți în ce constă programul zilei de mâine, o zi importantă pentru noastră, altfel veți avea și o masă rotundă în această după-amiază, da, unde veți prezenta publicului evenimentele de mâine. Da, sunt activități care au fost începute mai înainte, întreceri sportive, vor fi și avansări în grad, vor fi citări prin ordine de zi pe unitate, va fi o defilare în zona, în piața Vasile Milea, cu un efectiv important de oameni.
De asemenea, vor fi întreceri sportive între unitățile, între cele cu care noi cooperăm, poliție, jandarmi, penitenciar, armată și așa mai departe. Sunt activități care le vom derula și pe lângă prezentare de tehnică, mâine porți deschise, inclusiv astăzi, lumea poate să vină să vadă ceea ce facem noi acolo în curtea inspectoratului sau în curtea celorlalte subunități dispuse pe teritoriul județului Argeș. Sunt lucruri importante pe care ele toate converg într-un singur punct. Prin ceea ce facem noi, să aducem un omagiu celor care au fost înaintea noastră și să-i asigurăm că, așa cum ceea ce facem, cu plusurile și cu minusurile noastre, facem bine, zic eu, și îi reprezentăm cu cinste pe cei care ne-au trimis în primele rânduri în lupta contra stihiilor naturii, că noi intervenim și la inundații și la alte evenimente. Altele precum și la... Exact. Iar și să nu uităm un lucru. Argeșul este județul care cuprinde toate tipurile de riscuri cuprinse în legislația actuală. Sunt două județe în țară care are toate tipurile de riscuri. Între care și Argeșul. Noi avem și reactorul nuclear, avem baraje. Suntem expuși, evident, absolut, că suntem expuși, de asta trebuie să fim foarte atenți și vigilenți deopotrivă. Sunt imagini ISU, imagini pe care le vedem în acest moment, vă spuneam, de la festivitățile din anii anteriori. Cu siguranță că și mâine vom avea o serie de manifestări, așa cum spune Piața Vasile Milea. Da, va fi și o masă rotundă, cum a spus dumneavoastră, în după amiaza aceasta. Va fi prezentarea dispeceratului nostru. O să avem o activitate imediat în partea săptămâna care urmează, sau poate la finele săptămânii care urmează, inaugurarea dispeceratului comun între noi și serviciul de ambulanță. El deja lucrează. Am auzit de acest parteneriat. El deja lucrează. Să vă întreb să detaliați puțin acest parteneriat. Este o dispoziție a Ministrului Sănătății și a Ministrului de Interne în care dispeceratele, cele care acordă sprijin populației, să nu mai fie două dispecerate în două locații distincte. Comasează, alte cuvinte. Deci vreau să vă spun un adevăr. Ele sunt de o importanță extraordinară. Da. Pentru că, vă dați seama, uitați un accident colectiv, gen Muntenegru. Da. Coordonarea medicală, suntem împreună, lucrăm în aceeași locație. Și să știți că... Se impune astfel. Se impune și mai sunt vreo 6-7 județe la nivel de țară care nu au încă dispecerate comune. Și inaugurarea acestui dispecerat se înscrie în lista activităților desfășurate de noi pentru cei 165 de ani de omagire a Zilei Pompierilor din România. Și vreau să vă mai spun că Ziua Pompierilor din România mai are o chestiune pe care nu știu dacă multă lume o știe. Noi avem un patron spiritual. Este Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș. Foarte multă lume nu știe. E patronul spiritual al pompierilor. Un fost duhovnic din zona Timișoarei, a trăit în 1600 și ceva, 1650, așa, care prin rugăciuni la Dumnezeu a salvat Timișoara de la distrugere la vremea respectivă și de atunci a fost canonizat de către biserică și intrus în rândul sfinților și a devenit patronul spiritual al pompierilor. Și al nostru, adică în primul rând de noi vorbim și el va fi pe 15 septembrie. Deci duminică. Duminică, dar asta având în vedere că mâine veți sărbători, cu siguranță că veți prinde și această colegii mei, avem și un preot prezent la această manifestare. Am vrut să... E o paletă mai largă de activități, dar în primul rând o să avem și puncte de informare documentară în care să spunem populației ce trebuie să facă pentru a nu avea evenimente. Încercăm ca tot ceea ce facem noi prin prezentarea de expoziție de tehnică, prin măsuri de prevenire, să aducem acel plus. La nivelul meu, al dumneavoastră, al tuturor cetățenilor. Cu toți avem nevoie. Exact. Mai ales că e obligație până la urmă să facem ceva, să nu facem ceva care să al cărei finalitate să fie o distrugere de bunuri materiale, de case, de vieți omenești. Și ei sunt importanți acești pași. Un pas azi. Un pas mâine. Un pas mâine. Și trebuie să avem răbdare, că noi români nu prea avem răbdare. Vrem să întâmple totul așa, dintr-o dată. Da, să ne fie vrem bine. Și casă și mașină de la 20 de ani. Vrem și masă bună. Vrem de toate. Domnule inspector, aș vrea să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră în perspectivă activitatea instituției pe care cu succes o conduceți? Vreau să vă spun că suntem o instituție în care eu văd, sau poate că eu sunt un pic subiectiv, dar e o instituție cu un viitor extrem de cert. Extrem de cert din toate punctele de vedere. Gama noastră de activități se mărește. Paleta de activități este din ce în ce mai mare. Cine se gândea vreodată că noi contribuim la construcția unor tabere pentru refugiați, pentru sinistrați, pentru alte chestiuni? Că avem acest serviciu mobil de urgență, reanimare și descarcerare.
că avem aceste ambulanțe care alergă prin tot județul, că avem, facem parte din Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, suntem un angrenaj în acel organism care coordonează întreaga activitate pe linie de situații de urgență, conducerea președintelui Comitetului Județean, care este prefectul județului și al cărui vicepreședinte este președintele Consiliului Județean. Și intervenții la accidente nucleare, urgențe radiologice, accidente chimice, accidente de circulație. Eu cred că viitorul acestei instituții este, am zis, este extrem de roz. Dar, e un mare dar, dacă prin inactivitatea noastră nu ne vom ridica la înălțimea vremurilor, nu va fi bine pentru noi. De ce vă spun acest lucru? Pentru că la noi a fost un salt extrem de brusc. De la o autospecială care oferea ceva acum 30 de ani, la o autospecială care oferă extrem de multe. În zilele noastre. În zilele noastre. Și ce însemna un conducător de autospecială de acum 30 de ani? Ce înseamnă un conducător de autospecială de acum, în care totul este automatizat, mașinile funcționează altfel, alt mod de a le conduce și mai departe. Deci este important pentru mine și colegii mei să ne pregătim în fiecare zi. Pregătirea noastră va fi în numărul de intervenții pe care îl desfășurăm, dar din care să rezulte cât mai puține pierdere de vieți omenești și reducerea pagubelor materiale în rândul cetățenilor. Pe de o parte. Pe de altă parte, și noi, cetățenii, ar trebui să fim pregătiți din timp pentru astfel de situații. Și în acest sens vă spun că șeful ISU București a ținut să precizeze că pregătirea pentru situații de urgență ar trebui inclusă și în programa școlară, alături de alte discipline, pentru că din punct de vedere, care se pun de vedere în acest sens. Băieți că sunteți de acord. Da, bineînțeles, pentru că mai e o chestiune. Învățând de mici să ne protejăm, exact, cu siguranță că mentalitatea se va schimba și vor dispărea acele incendii care vorbeam, care făceam referire. Fiecare instituție, sau mai bine zis, fiecare om are un vis, cum e la americani, my dream. Visul meu ca pompier este ca în programa școlară vreodată, cum e și în alte state, să fie destinat un timp pregătirii elevilor, pregătire pe linia prevenirii situațiilor de urgență, pe linia poliției, pe linia jandarmeriei și mai departe. Și cred că lucrurile ar merge altfel. Una e când îi dai unui copil niște cunoștințe și îl înveți și îl conștientizezi de mic asupra riscurilor ce îl așteaptă în viitor, dacă nu respectă anumite prevederi. Exact ce spuneam, luat de la rădăcină, exact, cum se spune. La noi, cum sunt eu, nu reușim, nu poți să-i mai dai omului la o anumită vârstă ceva care nu-i mai place, efectiv. Pregătirea se face pe la terase, prin barul sau prin discoteci, domnule inspector, asta, între ghilimele. Da, e glumit. Așadar, vă așteaptă mâine o zi mare și vă dorim mult succes în activitate, pentru că ne apropiem de final. Dacă aveți să transmiteți un mesaj tuturor celor care ne privesc cu ocazia Zilei Pompierului, aveți să Dacă îmi permiteți, aș vrea să cetățenul nostru le spun un singur lucru, să fie alături de noi ca întotdeauna. Mass media, printre care și dumneavoastră, vreau să vă mulțumesc în direct pentru activitatea pe care o desfășurați, atât dumneavoastră cât și alte instituții. Și m-aș bucura dacă la sărbătoarea de anul viitor a Zilei Pompierilor, la 166 de ani, numărul de intervenții ale noastre vor fi mai scăzute și în felul acesta cetățenii vor fi mai câștigați, pentru că nu se vor mai pierde vieți omenești, nu se vor mai distruge bunuri materiale, iar societățile comerciale unde își desfășoară activitatea nu vor fi supuse acelui proces de distrugere în urma unui incendiu, iar locurile lor de muncă ar fi asigurate. Vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ne-ați onorat astăzi în platou cu prezența dumneavoastră. Am vorbit despre aceste lucruri mai mult decât interesante pentru noi, cetățenii. Vă spuneam că serviciul de pompieri înregistrează cea mai mare încredere din partea noastră, din partea populației. Mult succes în continuare în activitate. Să aveți parte de o zi frumoasă, chiar și din punct de vedere meteorologic, pentru că mâine aveți acele mai. Iar la asta să fie 94% încrederea pe populație. Să dea Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc la Neața, cu Răzvan și Dani. Ne întâlnim mâine. Nu uitați, pe Pitești, Antena 1.ro, să intrați dacă doriți să vedeți în reluare vreo emisiune. La revedere, pe curând!